Slăvit să fie Domnul! Sincer să fiu, nu m-am așteptat ca să ajung aici astăzi, că e mai ușor să stai în bancă și să te hrănească altul decât să hrănești tu pe altul. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică în ziua de azi. Astăzi să vorbim de iertare. Și pentru ca iertarea să se coboare peste neamul omenesc, cineva o trebuie să plătească. E foarte ușor să vorbim de iertare, însă pentru iertare să o plătiți scump. O trebuie să se coboare Domnul Iisus ca jertfă de ispășire și să plătească vina păcatului omenirii, ca peste neamul omenesc să se coboare iertarea, binecuvântată să fie jertfa lui Hristos. De aceea frați de la Betel, de felul cum iertăm și în iertare stă mântuirea noastră, atenție! Nu vă jucați cu iertatul, că de a ierta depinde mântuirea mea și a ta. În vechime nu era harul acesta ca cineva să te ierte, era rar cine era iertat. Acolo era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Acolo nu era ca în Noul Testament să vină iertarea. Acolo se cobora sentința morții, ai greșit, se cobora moartea. Nu era iertare în veică șezământ, rar cine căpăta iertare. De-aia trebuie să vină Domnul Iisus să plătească pentru iertare cu preț de sânge, ca întreaga omenire să capite iertare. Binecuvântată să fie jertfa lui Hristos. Că de nu vinea Iisus, eram cei mai nenorociți oameni, dar ori trebuit să se coboare Hristos, să plătească cu preț de sânge, ca noi să avem iertare prin El și să căpătăm viață veșnică. Dumnezeu să fie binecuvântat. În una din zile, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, 11 Luca. Și Domnul Iisus a zis, iată cum să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum? Precum ținem și noi ani de zile, fraților. Precum? Aveți de grijă, simt prin Duhul că aici la Betel sunt oameni neîmpăcați de ani de zile. Simt prin Duhul. Fraților! Dacă pleacă unul din voi neîmpăcat, vă așteaptă iadul. Aveți de grijă. Nu vă jucați cu iertarea. Predica fratele dinaintea mea. E ușor de vorbit de iertare, dar e greu să ierți. Pilda din ziua de astăzi. El a datorat cu 10.000 de galbeni. Au ce să îngădem ce voi plăti? Eu vreau să vă spun că nu putea plăti niciodată. Nu putea plăti niciodată 10.000 de galbeni. Și totuși stăpânul l-a iertat și a ieșit afară și l-a găsit pe acela cu 100 de galbeni, cu 100 de lei. Sau de galbeni, cum scrie aici. De lei. Și-l strângea de gât și-l zis, plătește-mi datorie. Și-l zis, îngădui-mi și l-a băgat în temniță. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel cu iertare, fraților. Iertarea nu-i jucărie, aveți de grijă. Iertarea nu-i jucărie. Și ne iartă nouă greșalele noastre precum iertăm și noi greșițelor noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu iertare. Întrebea, spunea fratele Ionel Duca, de câte ori? De câte ori e nevoie? De câte ori e nevoie? Petru a întrebat, de 7 ori e destul? Și Domnul a zis, de 70 de ori, câte 7, asta înseamnă 490 de ori,
Eu nu știu dacă greșește unul într-o zi de Paște, n-auzăți. Ați pățit vreodată să vă greșească unul într-o zi de 490 de ori? Eu n-am pățit. Ați pățit? Băi, odată îți greșești într-o zi și nu-l poți ierta, mă. Odată, mă, nu de 420 de ori. Odată și nu-l poți ierta. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel cu iertare. Iertați-vă unii pe alții, scrie acolo Pavel la Efeseni. Cum v-a iertat și Hristos, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos, fraților. Dacă ne-am iertat noi, de câte ori ne iartă Iisus pe zi? De câte ori credeți că ne iartă pe noi Iisus într-o zi? De câte ori credeți? Eh? De câte ori credeți într-o zi că ne iartă Iisus pe noi? De câte ori? S-ar putea de zeci de ori. Într-o zi. V-ați gândit vreodată? Eu mai mâni pe drum, mâni troc, îmi taie câte unul înainte. Bă, nenorocitul, scăp, scăp, că te mâni pe drum. Și mai zici din gură. Trebuie să mă ierte Dumnezeu? Trebuie să mă ierte. Bă, ăsta e adevărul, fratelor. Ăsta e adevărul. Și mai te gândești, nu știu, și iar trebuie să te ierte Dumnezeu. Și mai faci, nu știu, și într-o zi, și iar trebuie să-l cotit de câte ori te ierte Iisus într-o zi pe tine. Ai să-l cotit? Dumnezeu să ne ajute să iertăm de câte ori este nevoie, fraților. De câte ori, bă, ne-au greșit. Tot atunci trebuie să ierți. Nu vreau să om rezolva, nu? De ce leși iertarea? De ce vrăjmașul pune stăpânirii pe tine și nu mai poți ierta? De ce leși să denungească treaba? Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel cu iertare, fraților. Ne-a iertat Hristos nouă păcatele și ne-a chemat la mântuire. Noi suntem datori să iertăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu iertare, fraților, dacă nu iertăm, să nu vă apucați la post, să nu vă supărați pe mine. Îmi gândești că postești, nu ierți și postești că postul tău nu ți-l primește nimeni. Ar trebui să mai trecem prin 58, Isaia, acolo spunea omul lui Dumnezeu, iată postul plăcut mie. Prima dată, hai să citim o leacă. Dacă tot m-au pus să ne băgăm o leacă și aici. E tare important. Astăzi legate una de alta. Astăzi legate una de alta. Isaia 58. Dacă nu împlinim ăsta, dacă nu iertem, n-avem cine băga la post, fratru. Nu vă înșalați singuri. Vă înșalați, vă chinuiți degeaba. Auzi ce spuneai, strigă în gura mare și nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, casei lui Iacob, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu n-auzi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, atenție! Pentru că, zice Domnul, ziua apostolul vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe sâmbreașii voștri. Iată, postiți ca să vă ceurovăiți, să vă certați, să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să se audă strigătul sus. Avertisment pentru toți ce o postesc. Dacă nu iertăm întâi, n-avem cine băga la 58 de saie aici. Că postim degeaba. Prima dată trebuie să iertăm. Dumnezeu să fie binecuvântat. Oare aceasta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul suflet o zi, să-ți plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă, aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și atenție de la versetul 6, iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, deznodă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Fraților, dacă aveți criminali strânși aici în inimă,
dați-le drumul până nu vine telegrama de sus. Dă drumul dacă ai legat de cineva în inima ta astăzi. S-ar putea să fie ultimul mesaj care l-auzi în felul acesta. Desleagă lanțurile răutății. Desleagă răgăturile robii, dă drumul celor asupriți și rupi orice fel de jug. Împarte pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociță fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperi-le și nu întoarce spatele semenului tău, atunci, după ce îi faci toate astea, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbile de ocare, dacă vei da de mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel. Vreți să se audă strigătul sus? Prima dată la iertare, fraților, prima dată la iertare, dacă ai legat prin inimă de ani de zile, poate, oameni care nu i-ai iertat. Se spune adeseori printre frați, l-am iertat, dar nu-l poți vedea. Aia nu iertare, mă. Aia nu iertare. L-am iertat, dar nu-l poți vedea. Dumnezeu să ne binecuvânteze, cum iertăm, așa ni se va. Că ăsta e cuvântul Bibliei, frate, pe să nu putem trece. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Betel cu iertare. Bă, și atunci când se iartă, oamenii încaptă-s la un loc. Nu vedeți că nu prea încap. Ba nu încap păstori, ba nu încap proroși, ba nu încap predicatori. Bă, dar cum nu încapem? Că dacă nu încapem aici, acolo, nu încapem niciodată. Întâi trebuie să încapem aici toți. Dumnezeu să fie binecuvântat. Întâi toți aici trebuie să ne iertăm, să ne iubim ca frați, ca să ajungem acolo unde ne-am pornit. Dumnezeu să ne binecuvânteze, mă opresc, Domnul să vă binecuvânteze, amin.